Data de 17 iunie 1910 va rămâne definitiv în istoria aeronauticii românești. Un tânăr inginer român, pe numele său Aurel Vlaicu, proiectează și construiește la București primul avion românesc fabricat pe teritoriul țării noastre. Cu 4 ani mai devreme, un alt român, Traian Vuia, a reușit în Franța ceea ce mulți numesc primul zbor efectuat de om cu un aparat cu motor mai greu decât aerul. Născut în zona Orăștie, pe atunci parte a Austro-Ungariei, Aurel Vlaicu simte că a venit rândul său să-și arate calitățile ingineresti. Pleacă mai întâi la școală la Budapesta, apoi la München, acolo unde va dobândi calificarea de inginer. Lipsit totuși de susținere financiară, Vlaicu decide totuși să vină în România. Încurajat de prietenul său, poetul Octavian Goga, se mută la București, unde începe construirea primului său avion. Acesta avea să fie primul avion de fabricație românească făcut vreodată, singura piesă de fabricație străină fiind motorul. În ziua de 17 iunie 1910, în prezența câtorva personalități, precum viitorul rege Carol al II-lea sau prietenul său, profesorul Gheorghe Murgoci, Vlaicu reușește din a treia încercare să zboare pe distanța de 50 de metri la o înălțime de 3-4 metri. Deși pare aproape ridicol, acest zbor a fost primul efectuat vreodată pe teritoriul țării noastre. România fiind a treia țară după SUA și Franța care beneficiază de o astfel de performanță.